Stelistul Capetanos și dinamovistul Adrian Criste au decis meciul campionatului. Puteam să câștigăm, dar nu era corect, recunoaște Rednic. Nu m-am bazat pe noroc în viața mea, ci numai pe muncă, zice Dorinel Munteanu, după ce Steaua a avut două bare, dar a făcut doar egal, 1-1. Două lovituri de cap au scris istoria derbiului. Stelistul Capetanos a marcat primul în minutul 7 din centrarea lui Nicoliță. Continuă faza, Bănel Nicoliță, sunt 4 steliști în careul lui Dinamo, spre colțul lungă! Scrie Capetanos. Chem atenționat, atenție, primele 15 minute. Adrian Criste a salvat Dinamo în minutul 83. Acum Torje centrează! Steaua a lovit bara de două ori, Semedu în prima repriză și Capetanos în cea de-a doua l-au dat fiori dinamoviștilor. Ghinionist am fost astăzi, fiindcă am avut și două bare. Nu m-am bazat niciodată pe loc, m-am bazat pe muncă. După, eu știu, atâta ghinioane, cred că am avut și noroc. De ce să nu fim reali? În primul rând, dacă era 2-3-0 pentru Steaua, nu s-a fost supărat nimeni. Viața este o lege a compensației și sunt sigur că vor veni și meciurile în care vom scrie noi două goluri dintr-o ocazie. După ce a egalat, Dinamo putea da marea lovitură, dar Ogăraru a respins din fața porții goale. Puteam câștiga acest meci, mai ales pe final. Am ratat eu o ocazie, ca de obicei, cu Steaua nu vrea să intre. Puteam să și câștigăm, dar nu cred că era meritat.